Metoda accidentul revine în forță. Autoritățile avertizează că excrocii și-au îmbunătățit modul de operare și se dau drept medici și polițiști. Concret, se pare sună vârznici la întâmplare și anunță că fiul sau fica lor a provocat un accident rutier grav și că o persoană este rănită. Excrocii se dau drept medici și cer diferite sume de bani pentru ca odraslele să scape basma curată, însă după ce sunt refuzați, aceștia închid telefonul în nas. Ulterior, persoanele sunt contactate de un alt individ care de această dată se dă drept polițist. Falsul om al legii anunță că se află pe un unei grupări care operează prin metoda accidentul. Mai mult, extrocul cere ajutorul pentru un presupus flagrant. Țeparul le spune oamenilor că este bine să dea banii ce le-au fost ceruți pentru ca polițiștii să pună mâna rapid pe autorii înșelăciunilor realizate prin metoda accidentul. Însă, după ce banii ajung în posesia infractorilor, nici presupusul medic, nici falsul polițist nu mai pot fi contactați telefonic. Doi vârstnici din Botoșane au căzut recent prada acestei înșelăciuni și au pierdut peste 20.000 de lei.